Bine v-am regăsit la o nouă ediție a Ucrainei în limba română. Aceasta, de fapt, este ultima ediție înainte de alegerile parlamentare anticipate, care vor avea loc duminică 21 iulie 2019. Așa cum v-am promis ultima dată, ediția de astăzi o dedicăm în exclusivitate alegerilor parlamentare și tendințelor care le-am monitorizat, temelor pe care le-am identificat în cadrul acestei perioade a campaniei electorale. Și o să încep cu câteva lucruri care practic le reamintim în cadrul acestei ediții, doar pentru a sistematiza ceea ce deja este cunoscut sau mai puțin cunoscut pentru audiența din România. În primul rând, trebuie să menționăm faptul că în această perioadă a existat chiar și un dosar trimis către Curtea Constituțională, o sesizare din partea mai multor formațiuni politice care au pus sub semnul întrebării acel decret al lui Volodymyr Zelenski, prin care el a anunțat pe data de 20 mai 2019, în ziua inaugurării sale, faptul că declară sau declanșează procedura alegerilor parlamentare anticipate și care toate motivele legale să facă acest lucru. Curtea Constituțională a Ucrainei a decis într-un final că decretul este unul constituțional și alegerile anticipate trebuie să fie organizate în Ucraina și să se desfășoare conform programului deja stabilit la începutul lunii iunie. Au fost câteva formațiuni politice care s-au opus acestui proces, dar au fost câteva formațiuni politice care au încurajat acest proces al alegerilor parlamentare anticipate. Și vreau să vă reamintesc care sunt, în primul rând, acele formațiuni politice care nu s-au opus, care le-au încurajat. Printre acestea se numără Slujitorul Poporului. Este acea formațiune politică care l-a susținut pe Volodymyr Zelenski în perioada campaniei pentru alegerile prezidențiale. Ei și-au dorit alegeri parlamentare nu doar din cauza că exista motiv legal pentru ca această campanie să fie declanșată, dar și din cauza faptului că au analizat foarte bine și o campanie electorală pentru alegeri anticipate le-ar fi permis să își mențină cât mai mult din electoratul lui Volodymyr Zelenski sau cei care l-au votat pe Volodymyr Zelenski în alegerile prezidențiale. Evident, nu va putea să adune Slujitorul Poporului 75% pentru că alegerile parlamentare sunt un alt fel de proces electoral, dar faptul că sondajele de opinie arată aproape o susținere de 50%, adică mai exact să fim unele sunt sondaje dau 48%, de altele dau până la 47%, este un lucru extrem de bun pentru această formațiune politică și în premieră, când s-ar putea să avem o coaliție formată dintr-un singur partid politic în Ucraina și cel care practic va decide cum va arăta viitoarea guvernare din această țară. A doua formațiune politică, sau mai exact actor politic, care nu s-a opus alegerilor parlamentare anticipate a fost blocul lui Petro Poroșenko sau deja rebranduitul Partid Solidaritatea Europeană. De ce Petro Poroșenko nu s-a opus acestor alegeri anticipate? Chiar dacă o perioadă mai lungă de timp, aproape de 6 luni de zile, cât mai rămăseseră până la alegerile parlamentare constituționale pe 27 octombrie 2019, poate i-ar fi permis să își creeze, să își construiască strategia electorală pe erorile lui Zelenski. Din simplu motiv că Petro Poroșenko a dorit să arate că el nu se teme de aceste alegeri parlamentare anticipate și un alt motiv ar fi că el era conștient de faptul că ar putea să piardă și mai mult din electoratul care l-a susținut în perioada campaniei pentru alegerile prezidențiale. Deci misiunea lui Petro Poroșenko a fost de această dată de a valorifica acel potențial
potențial care a rămas din cadrul campaniei prezidențiale. Nu vorbim de 25%, acel procent vestit deja pe rețelele de socializare, ci vorbim mai degrabă de acel procent pe care l-a adunat înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale. Și acesta joacă undeva între 8 și 10%. Deci este un public care a rămas loial lui Petro Poroșenko. De asemenea, nu s-a opus acestei campanii pentru alegerile parlamentare blocul Batkovșina, adică blocul condus de Iulia Timoșenko. Și, de fapt, dacă o să încercați să analizați strategia pe care și-a construit platforma și campania electorală această formațiune politică, o să vedeți că în prim plan nu sunt oamenii din lista partidului, dar în prim plan este Iulia Timoșenko în calitate de potențială candidată pentru funcția de premier al țării. Mai mult de atât, eu am văzut câteva videouri din campania publicitară în care ea sau sloganul Batcoșinei era următorul: am ales un președinte, haideți să alegem și un premier. Ceea ce înseamnă că această campanie pentru alegerile parlamentare anticipate, în cazul Batcoșina, se transformă ușor-ușor într-o campanie pentru alegeri ale șefului executivului de la Kiev. Astfel, Iulia Timoșenko, susținând aceste alegeri parlamentare anticipate și mesajele pe care ea le transmite zi de zi publicului, nu neapărat subliminale, adică să-l facă să înțeleagă subtil ceea ce își dorește ea, nu înseamnă altceva decât o încercare de a-și face loc în viitoarea coaliție parlamentară. Chiar dacă până acum slujitorul poporului s-a arătat cumva nedispus spre a crea o coaliție cu alte formațiuni politice, poate doar cu Golos, pe care ei au spus că i-ar putea primi în coaliție dacă vor analiza foarte bine valorile și promisiunile pe care formațiunea nouă creată de către Sveatoslav Vakarciuk o trimite în alegerile parlamentare anticipate și încearcă să muște practic din electoratul lui Sadovoi, Samopomoș sau din electoratul lui Petro Poroșenko, în funcție de unde își are oamenii în lista, atât pentru lista de partid, cât și pentru lista de circumscripție. De asemenea, trebuie să menționăm în acest context cine sunt acei eroi care au încercat să amâne alegerile parlamentare anticipate, adică să le facă să meargă conform Constituției, conform legislației în vigoare. Cele două formațiuni politice sunt Frontul Popular, cei care au declarat pe 17 mai că ies din coaliția parlamentară majoritară și astfel îl împiedică pe Zelenski să declanșeze procedura alegerilor anticipate, iar celălalt partid este Partidul Radicalilor, condus de Oleg Gleașco. Aceste două formațiuni arată sondajele de opinie că nu au nicio șansă să depășească acel prag electoral de 5% necesar pentru a ajunge în viitoarea legislatură de la Kiev. Alte câteva tendințe pe care aș vrea să le evidențiez în această ediție se referă la modul în care s-a derulat această campanie electorală. Am observat o foarte mare migrare a candidaților, atât pe lista de circumscripție, cât dar și pe listele de partid, de la o formațiune politică la altul. Astfel, traseismul politic pe care noi îl putem întâlni în alte state din spațiul post-sovietic, dar și din România, este un fenomen pe care îl regăsim și în viața politică din Ucraina. O să vă dau un exemplu cu formațiunea Golos pentru a fi cât mai preciși, cât mai exact în ceea ce încercăm să vă aducem ca și informație utilă pentru viitoare analize. De exemplu, la partidul condus de către Sveatoslav Vakarciuk Golos, am identificat deputați sau candidați pentru funcția de deputat de la Demalians, de la fostul bloc al lui Petro Poroșenko, adică Solidaritatea Europeană, de la UDAR, al lui Klitschko, de la Samopomo și al lui Sadovoi, de la Partidul Radicalilor condus de Oleg Gleașco, dar și de la Сил Нових Рух, acel partid sau mișcare politică pe care a creat-o Mihail Saakashvili acum câțiva ani în Ucraina și cu care el intenționa să meargă în
Și chiar a făcut acest lucru și a înregistrat până la urmă formațiunea politică pentru a participa la această cursă electorală. O altă tendință pe care a introdus-o ca și trend în viața politică de la Kiev, Volodymyr Zelensky se referă la oameni noi în listele de partid. Vedem cum formațiuni care deja au o mare istorie în spate apelează la oameni noi, apelează la oameni necunoscuți publicului, dar care sunt profesioniști în anumite domenii. Este o strategie pe care, de exemplu, Petro Poroșenko a luat-o de la Volodymyr Zelensky. Diferența este doar că în lista lui Zelensky se regăsesc foarte, foarte mulți oameni de afaceri. Aproximativ 90 de persoane sunt oameni de afaceri, oameni care intenționează să ajungă în viitoarea legislatură de la Kiev doar pentru a promova anumite interese, pentru că din ceea ce încearcă ei să prezinte ca o platformă electorală, se poate vedea prea puțin o viziune concretă și prea puțin o strategie pentru țară. De asemenea, vreau să menționez faptul că mulți dintre acești oameni noi vin din societatea civilă sau vin din mișcări de voluntariat, vin din instituții din afara țării și nu neapărat au o experiență în ceea ce privește munca sau contribuția la dezvoltarea instituțiilor publice din Ucraina. Lucru care ar putea să fie și un plus, dar ar putea să fie în același timp și un aspect negativ în viitoarea lor activitate parlamentară, pentru că ei nu sunt parte a acestui sistem, nu știu cum funcționează sistemul și le va lua o perioadă destul de lungă de timp ca să se acomodeze la aceste noi condiții, la aceste noi realități. O altă tendință pe care am observat-o a fost partidele noi. Partide care anterior nu au existat și care au apărut pe scena politică din Ucraina abia la sfârșitul anului 2018 sau la începutul anului 2019. Aici pot să-l menționez pe slujitorul poporului, chiar dacă această formațiune politică a fost înregistrată în anul 2017, ea a devenit cunoscută abia la începutul lui ianuarie 2019, atunci când presa din Ucraina a scris despre activele acestei formațiuni politice, a scris despre faptul că această formațiune politică exista și că, de fapt, strategia lui Zelensky a fost una inovativă, a fost un know-how politic, transformând acel serial, de fapt, într-o campanie electorală care s-a derulat pe parcursul a câțiva ani de zile. Și de asemenea vreau să menționez aceeași formațiune a lui Sviatoslav Vakarciuk, care a fost lansată în luna mai 2019, dar pentru care el ducea tratative cu diferiți adepți ca să devină membri ai acestei formațiuni politice încă la începutul anului 2019, chiar dacă în acea perioadă Vakarciuk anunțase că nu va participa în cursa pentru alegerile prezidențiale. Era încă nehotărât și a rămas nehotărât până la sfârșitul campaniei prezidențiale, ceea ce nu s-a întâmplat cu alegerile parlamentare. El a văzut tendințele și acum formațiunea pe care o conduce, pe care încearcă să o aducă în viața politică de la Kiev, are toate șansele să depășească pragul electoral de 5%. O altă tendință care merită a fi luată în considerare în contextul analizelor, mai ales a celor care se ocupă de partea de comunicare și partea de vizualizare a mesajelor pe care le transmit anumite formațiuni politice din Ucraina, se referă la instrumentele pe care le folosesc diferite formațiuni politice pentru a-și promova platformele electorale. De exemplu, am observat că Golos nu este atât de activ pe Facebook cât este activ pe Instagram și eu văd foarte multe postări zi de zi ale lui Sviatoslav Vakarciuk cu concerte, cu diferite inițiative, măsuri artistice, în cadrul cărora el încearcă și reușește să promoveze anumite mesaje politice. Lucru pentru care este criticat de către jurnaliștii din Ucraina, pentru că aceștia văd o tendință de non-transparență în ceea ce privește resursele financiare și
și resursele de care dispune o formațiune politică și pe care le alocă pentru această campanie pentru alegeri parlamentare anticipate. Această non-transparență a partidelor politice sau transparență selectivă doar cu resursele pe care și le doresc liderii acestor formațiuni politice este o altă tendință, pentru că se credea anterior că se schimbă lucrurile și politicienii încearcă, fiind expuși foarte mult în fața publicului și în fața cetățeanului, să fie mult mai transparenți și mult mai responsabili în ceea ce privește campaniile electorale. Dar acest lucru nu se întâmplă și putem să observăm în continuare că există resurse financiare care ajung la partidele politice pe care liderii acestor formațiuni politice nu le pot explica. Există acele concerte gratuite pe care liderii unor formațiuni politice le organizează în cadrul întâlnirilor cu alegătorul și nu se poate delimita acea linie roșie dintre un concert și dintre campania electorală și există în continuare foarte multe tendințe de a cumpăra voturile și de a recompensa electoratul pentru susținerea pe care o acordă în cadrul campaniilor electorale. V-am promis că vom încerca să discutăm și despre temele acestor campanii electorale sau mai exact câteva puncte cheie în baza cărora sunt construite platformele electorale. Radio Svoboda, adică Europa Liberă din Ucraina, a încercat în câteva săptămâni să prezinte principalele teme și le-a pus pe Instagram pentru diferite formațiuni politice și pe ei a interesat foarte mult două lucruri. Cum se poziționează diferite formațiuni politice care au șanse să depășească și care sunt aproape de a depăși pragul electoral față de integrarea europeană, față de obținerea statutului de membru al Alianței Nord-Atlantice, dar și față de războiul din estul țării. La aceste teme am mai adăugat alte câteva pe care le-am găsit în cadrul platformelor electorale ale partidelor politice și voi încerca să vi le prezint în cele ce urmează pe cele ale acelor formațiuni politice care într-adevăr au șansa de a depăși acel prag electoral. Vom începe cu liderul sondajelor de opinie și anume cu Partidul Slujitorul Poporului. Și în platforma electorală a acestei formațiuni politice vom găsi ca unul dintre obiectivele principale aderarea la Uniunea Europeană și la Alianța Nord-Atlantică, adică Slujitorul Poporului își va concentra activitatea în viitoarea legislativă pe implementarea acordului de asociere a DCFTA-ului, dar și pe apropierea de Uniunea Europeană. De altfel, lucru pe care Volodymyr Zelensky l-a menționat și în cadrul ultimelor sale vizite oficiale în afara țării, în special în prima sa vizită oficială, dar și ulterior. De asemenea, Slujitorul Poporului vorbește despre o reintegrare informațională, adică a spațiului mediatic din între Ucraina care nu se află în conflict și Ucraina de Est, acolo unde avem două regiuni separatiste și care practic au fost tăiate de la accesul la informație din surse ucrainene. De asemenea, Volodymyr Zelensky și partidul său promite lustrație și promite lustrație nu neapărat pentru cei cei care au fost politicieni și cei care au comis acte de infracțiune până în anul 2014, adică până la Euromaidan, ei promit lustrație pentru aproape întreaga clasă politică care a participat în ultimii ani la guvernarea țării, adică iau perioada 2014-2020. Această inițiativă a lor sau propunere pe care au lansat-o în timpul campaniei electorale spre dezbatere publică a fost dur criticată de către statele membre ale G7, pentru că liderii acestor țări spun următorul lucru. Nu neapărat s-au întâmplat cele mai grave lucruri în această perioadă în Ucraina și nu neapărat Poroșenko și echipa sa, adică alte câteva partide politice care au participat la această guvernare și la această coaliție parlamentară pot fi învinuiți de toate relele
lucrurile care se întâmplă în prezent în Ucraina și trebuie să se ia în considerare faptul că democratizarea țării este un proces destul de lung și ea nu se poate întâmpla într-o perioadă atât de scurtă precum este cea din 2014 până în prezent. O să trecem ușor, ușor la partidul Platforma de Opoziție pentru Viață. Aici lucrurile le-am prezentat o parte dintre ele și în ediția trecută, dar o să menționez doar pentru a accentua încă o dată care sunt prioritățile din cadrul acestei campanii electorale și care sunt promisiunile pe care le face Yuri Boyko, Vadim Rabinovici și Victor Medvedciuc pentru cetățenii ucraineni, dispuși aproape în număr de aproximativ 14% să voteze pentru această formațiune. Printre promisiuni se numără contractele directe de livrare a gazelor naturale cu Federația Rusă începând din luna august 2019 și spun ei, adică explică membrii acestei formațiuni politice că astfel și prețurile vor scădea pentru că nu vor mai exista intermediari între Rusia și pardon, între furnizori și Ucraina, așa cum există în prezent cu alte contracte de vânzare, cumpărare a gazelor naturale dinspre anumite state europene. De asemenea, ei promit dialog cu Rusia pentru soluționarea conflictului din estul țării, dar este printre puținele partide politice care nu menționează deloc ce se va întâmpla cu Crimeea în cazul în care această formațiune politică ar putea să decidă care este coaliția majoritară după 21 iulie. Ei nu vorbesc despre Crimeea, ei vorbesc doar despre Donbas și Lugansk, ceea ce trezește o mare, mare semn de întrebare față de această formațiune politică și față de viziunea lor în ceea ce privește integritatea teritorială a țării. Ei mai spun că își doresc anularea a câteva legi foarte importante pentru Ucraina adoptate anterior și se referă aici la legea despre limbă, se referă la legea despre lustrație și se referă la legea despre decomunizare. Astăzi, ca un element adăugător pentru analizele dumneavoastră, vă spun că aceeași curte constituțională a Ucrainei a decis că această lege a decomunizării nu este anticonstituțională, deci este perfect legală și ea trebuie să fie implementată de către instituțiile publice ale statului. De asemenea, această formațiune politică susține că una din prioritățile de politică externă ale Ucrainei trebuie să fie reluarea unui dialog economic mult mai aprofundat cu statele membre ale Comunității Statelor Independente, adică CSI, dar și cu Federația Rusă. Și aici ei se referă la câteva, practic, procese de integrare regională, pe care nu neapărat toți cetățenii ucraineni ar accepta să fie dezvoltate în această perioadă de către politicienii din statul vecin. Solidaritatea Europeană, un alt partid care are șanse reale de a accede în Radă, este fostul bloc al lui Petro Poroșenko. Are iarăși câteva priorități, unele dintre ele le regăsim și la alte formațiuni politice și aici vorbim în special despre calitatea de stat membru al Uniunii Europene, dar și nevoia de a elabora acel roadmap pentru a deveni stat membru al Alianței Nord-Atlantice. E un punct care mie mi se pare destul de interesant că a fost introdus ca și prioritate egalitatea de gen. De asemenea, lupta împotriva corupției, integrarea pe piața energetică și digitală a Uniunii Europene și educație național-patriotică, dar acest ultim punct vine în contextul mai larg, context de securitate națională mai larg din Ucraina și cum ar trebui să fie pregătiți cetățenii ucraineni pentru agresiunea din partea Federației Ruse sau pentru a lupta pentru integritatea teritorială a țării și de asemenea nu trebuie să uităm că această formațiune politică a inițiat câteva procese, a inițiat câteva acte normative care practic confirmă sau sunt concentrate în această prioritate. Este vorba despre limbă, religie,
și despre nevoia de a crea acea națiune civică în Ucraina. Printre formațiunile care vor ajunge în rada ucraineană, sociologii, după cum am menționat anterior, văd și formațiunea politică condusă de către Sviatoslav Vakarciuk, adică Golos. Iar Golos are, de asemenea, câteva priorități pe care le regăsim și la Petro Poroșenko, dar și la Volodymyr Zelensky în partide. Calitatea de stat membru al Uniunii Europene și a NATO, de ocuparea Donbasului și Luganscului, adică soluționarea conflictului din estul țării. De asemenea, ei mai vorbesc foarte mult despre demonopolizarea economiei și trebuie să menționăm aici că este partidul politic cu cele mai puține interese sau grupuri de interese economice în cadrul formațiunii politice, pentru că ei nu au oligarhi sau, dacă au oameni de afaceri, cifrele de afaceri a acestor companii reprezentate prin anumiți oameni care doresc să acceadă în viața politică de la Kiev nu sunt atât de mari, astfel încât să poate exista careva acuzații de încercare de a promova anumite grupuri sau oligarhi în viitoarea legislatură de la Kiev. Ultima formațiune politică pe care aș vrea să vă aduc sau să vă readuc în atenția dumneavoastră este Batcovșina și am spus că accent se pune inclusiv în platforma electorală, nu neapărat pe obiective sau promisiuni către alegătorul ucrainean, cât pe dorința acestui partid de a obține un loc în formula de guvernare viitoare din această țară. Astfel, se pune accent pe funcția de premier, pe faptul că Ucraina are nevoie de un premier ca Iulia Timoshenko, deci ei au și candidatul potrivit pentru această funcție. O altă promisiune electorală sau o altă temă electorală este aderarea la Uniunea Europeană și la NATO. De asemenea, Iulia Timoshenko și partidul Batcovșina continuă să promoveze acea idee de reformatare a procesului de negociere prin introducerea în acest proces a două state, precum sunt Statele Unite ale Americii și Marea Britanie. Promite gaz mai ieftin, dar spre deosebire de Platforma de opoziție pentru viață, Iulia Timoshenko și Batcovșina văd aceste prețuri mai mici la gazele naturale din contul extracțiilor proprii de pe teritoriul Ucrainei, nu neapărat din contracte de livrare a gazelor din afara țării și nu neapărat din Federația Rusă. De asemenea, ei vor să propună cetățeanului ucrainean o temă care o putem regăsi, dar mai mult în discursurile publice decât în platformele electorale, și anume tema moratoriului asupra vânzărilor de terenuri agricole din Ucraina. Ei văd prelungirea acestui moratoriu astfel încât să poată să fie modificată, susțin iarăși membrii acestei formațiuni politice, în favoarea cetățeanului ucrainean și în favoarea statului ucrainean. Un ultim element aș vrea să aduc în discuție astăzi, și anume să vă reamintesc acele teme care au creat zâzanie, care au creat dispute foarte dure în perioada campaniei electorale între actorii politici, dar au creat și acea furie și agresiune din partea cetățeanului cu drept de vot din Ucraina. Și eu am identificat trei mari teme care mie mi s-au părut importante, dar probabil pentru cetățeanul ucrainean ele sunt, sau prioritățile sunt un pic diferite și accentele se pun pe alte lucruri mult mai importante pentru ei. În primul rând, am observat că au fost foarte mulți candidați care au fost retrași sau s-au retras din cursa electorală. Iar acest lucru înseamnă că acești candidați au avut probleme cu legea,
sau au înțeles că nu se potrivesc pentru ceea ce înseamnă viața politică de la Kiev. Și probleme cu legea asta înseamnă active pe teritoriul statului agresor. Adică au existat candidați care au companii care își dezvoltă afacerile în Crimea, de exemplu, sau în Federația Rusă. Și acești oameni nu se regăsesc neapărat doar la platforma de opoziție. Acești oameni se regăsesc și în formațiuni politice precum este Slujitorul Poporului. Alte personaje s-au retras pentru că aveau sau au fost scoși din cursa electorală de către instanțele de judecată pentru că aveau dublă cetățenie, iar Ucraina nu recunoaște prin legislația internă dubla cetățenie. De asemenea, o altă temă foarte, foarte importantă pentru publicul ucrainean este cea a propagandei ruse, care s-a desfășurat foarte activ, foarte inteligent, prin anumite televiziuni, posturi de televiziune controlate de oligarhi proruși în Ucraina pe toată perioada campaniei pentru alegerile parlamentare. Și aici o să reamintesc iarăși platforma de opoziție pentru viață, liderul acesteia, Victor Medvedciuc, care prin persoane apropiate a reușit să controleze mai multe posturi de televiziune și să instige la dezbateri și la discuții care au distras atenția publicului ucrainean de la teme într-adevăr importante, precum sunt reformele, precum sunt transformările instituționale de care are nevoie Ucraina sau acele măsuri anticorupție pe care trebuie să le implementeze în continuare această țară. Și ultimul scandal care a generat foarte multe dispute în spațiul public s-a referit la ceea cu ce am început această ediție și anume posibilitatea anulării la un moment dat sau amânării alegerilor parlamentare anticipate. Aici, iarăși, trebuie să vedem din perspectiva persoanelor interesate pentru a se întâmpla acest lucru. Astăzi am reușit să facem un fel de generalizare a tot ceea ce a însemnat campania pentru alegerile parlamentare anticipate din Ucraina. Temele, într-adevăr, rămân aceleași încă și din campania precedentă, dar cu o ușoară diferențiere din simplu motiv că, într-adevăr, există actori politici noi care înțeleg altfel modul în care trebuie să fie utilizate anumite mecanisme și instrumente de promovare a mesajelor electorale. Cei care au făcut istorie în viața politică de la Kiev cumva trec în umbră și încearcă să se reintegreze sau să intre în circuitul altor formațiuni politice. Nu știm dacă e rău acest lucru sau dacă e bine. Cetățeanul ucrainean trebuie să facă alegerea și să decidă pentru el dacă are nevoie de memorie instituțională sau poate să o facă o alegere astfel încât să construiască de la zero o clasă politică și un sistem politic nou, reformatat, un sistem politic care să facă față tuturor provocărilor și amenințărilor la care este supusă această țară. Noi ne vom reîntâlni săptămâna viitoare, atunci când deja probabil vom cunoaște rezultatele alegerilor pentru această campanie alegeri parlamentare anticipate. Până atunci, eu vă doresc o zi frumoasă și sper să vă regăsesc pe cât mai mulți la următoarea ediție.